Dor de mama, de Neluța Stăicuț. Stau și privesc în urma mea la anii frumoși ai tinereții, atunci când încă nu știam ce înseamnă valurile vieții. Mă văd în prima zi de muncă, ce importantă mă credeam. Credeam că lumea e a mea, eu nu știam că va durea. Apoi mă văd îndrăgostită de un băiat ce eu iubeam. Eu îl credeam al meu pe viață, însă normal că eu greșeam. Apoi a apărut un om drăguț, amabil, calm și bun. Mi-a ascultat povestea vieții și îndată m-a apreciat. Chiar de am fugit de el adesea, chiar de îl goneam și nu-l doream, el a avut mereu răbdare și de nevastă m-a luat. Noi împreună am visat și rând pe rând le-am realizat. Și iată, așa pe negândită, noi o familie am format. Făceam totul împreună, mâncare, școală, chiar și sport. Nu ne plictiseam împreună, nedespărțiți eram mereu. Și timpul, iată, a trecut, că asta-i treaba lui, să treacă. Și dintr-o dată am aflat că noi părinți vom fi îndată. Eu îmi doream băiat să am, că cu lumea toată mă certam, că doar era dorința mea, ei asta nu înțelegeau. Iar soțul meu, în contratimp, nu își dorea băiat, ci fată. O și vedea cu părul lung și o fostiță înflorată. Știu, ziua mare a venit și un medic bun și priceput m-a anunțat că am o fată, iar eu pe dat m-am supărat. Și am bocit eu toată ziua, de ce fată nu-i băiat, că eu mi l-am dorit atâta și iată, iar m-am înșelat. Spre seară, plânsul mi-a trecut și am cerut să-mi văd copila. Pe data am încremenit că mă vedeam ca într-o oglindă. Am desfășat-o și am pupat-o, am îngâiat-o și am alintat-o. Era atât de frumoasă că îndată am deocheat-o. Când a subt întâia dată, m-a fermecat, m-a cucerit. Nu mai păsa că este fată, nu mai păsa că nu-i băiat. Zi după zi era mai mare și mai frumoasă ea era. Era o dulce alinare și o mare binecuvântare. Iată făcând acum primii pași, ținându-se de mobila din casă și apoi cu gura căscată am rămas, când primul cuvânt a fost tată. Și a urmat în mod normal o bonă, creșa, grădinița și iată că avem primul ghiozdan. Acum deja e școlăriță. Și apoi elevă eminentă și pionieră ea a fost. Pe toate le făcea cu ușurință. Păcat că tatăl ei era plecat. Anii au trecut apoi pe rând. Ea la liceu de artă a intrat și apoi la facultate. Și iată că timpul a trecut și domnișoară mare. La rândul ei a început urcușul vieții și lecțiile le învață rând pe rând. Evident că acum ai măritată și normal că este mamă. Mi-e drag să fiu soție, mamă și bunică și de ce nu? Îmi place să fiu soacră, mai ales că fiul meu acesta e fiul pe care l-am așteptat o viață. Mă uit la ei cu mare drag, mă uit la ei ca la un soare. Sunt recunoscătoare că îi am, să le dea Dumnezeu sănătate. Însă mi-e dor de ei, cu toate că-i firesc să zboare, să-și realizeze visele și viața, să le fie sărbătoare. Îi am în gând și în suflet mereu
și vocea lor plăcută o aud. Chiar des departe eu îi simt și cu dragoste îi alint. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a decis să-mi dea ce aveam nevoie, că doar se știe, că doar nu se știe oare, că o fată la o mamă este o mare binecuvântare.